atât de frumos a vorbit în seara asta aici, încât mi-e teamă că nu mai prea am ce spune. Atâtea povești frumoase de viață au fost, dar totuși am o plăcere. Vreau să-i mulțumesc lui Edi că nu mă simt în seara asta cel mai tânăr din sala aceasta. Și îți mulțumesc, Edi. Și vreau să-ți mai mulțumesc pentru un lucru, că ești un naționalist convins și îmi plac oamenii aceștia și te felicit. Pe de altă parte, vreau să-i mulțumesc și șefului din seara asta că mă ajută să descoperim împreună care este rețeta administrativă să faci viața la țară ca afară. Și vreau să-i mulțumesc părintelui. Nu știu, avem și un milițian aici, că dacă e primarul Popa și milițianul, suntem formula completă și ingredientele perfecte. Să-i mulțumesc că mi-a făcut intrarea așa spre mediul rural. Da, dragii mei, eu sunt Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugut, o comună de oameni harnici, vrednici, visători, îndrăzneți și mândri că sunt ciugudeni. Să știți că nu vă spun vorbele astea doar așa ca să vă impresionez în seara aceasta. De fiecare dată când cineva mă invită să vorbesc despre comuna mea, așa mă prezint, fie că vorbesc în România, fie că vorbesc în afara granițelor. Sunt primarul de la țară. Și apartenența mea la mediul rural, să știți că este pentru mine o mândrie și o mare responsabilitate. Și aș vrea să vă invit în seara aceasta să învățăm să visăm împreună. Să învățăm că dacă avem încredere, visele noastre pot prinde aripi și pot deveni realitate. Aș vrea ca în seara aceasta, împreună, să vedem cum și care este secretul ca viața de acolo, de la țară, să poată fi la fel ca oriunde, într-un sat, din Germania, din Franța sau din altă parte. Da, așa îmi place să-mi spun, sunt primarul de la țară. Și vreau să vă provoc în seara asta la un exercițiu de imaginație. Aș vrea să vă întreb, câți dintre voi vreți să trăiți la țară? Bravo! Aș vrea să vă întreb, câți dintre cei care trăiți la oraș sunteți dispuși acum să renunțați la confortul de la oraș și să vă mutați la țară? Mai puțin. Știu, o să-mi spuneți ce să fac acolo, că nu am apă, nu am canalizare, nu am loc de muncă. Eu știu, străzile sunt înguste, înfundate și pline de noroi. Școlile nu sunt modernizate, dispensarele uneori nu există. Asistență medicală nu mai vorbim. Și ce este și mai grav, internetul fie nu există, fie dacă există, merge foarte prost. Așa este. Aveți perfectă dreptate. Aș vrea să vă provoc la al doilea exercițiu de imaginație. Și să vă sădiți în minte trei lucruri plăcute pe care le-ați simțit și le-ați trăit atunci când v-ați dus acasă, la țară, sau la bunici, sau la prieteni, sau pur și simplu ați mers cu familia, copii fiind, într-un sat din România. Vreți să vă ajut eu? Vă aduceți aminte de aerul curat care vă umpleau plămânii? Vă aduceți aminte de cântatul cocoșilor în zori de zi? Vă aduceți aminte de concertul greierilor sau liniștea din pădurea într-o zi doridă de vară? Ne ducem aminte cu toții. Așa este. Și al treilea exercițiu de imaginație, aș vrea să vă gândiți la trei motive pentru care ați alege să trăiți în mediul rural, să trăiți la țară. Și ultimul exercițiu de imaginație e să vă gândiți de ce ați alege sau care ați fi doleanțele voastre să vă mutați de la oraș la țară. V-ați gândit? Bun. Dacă eu vin și vă spun că la Ciugut le găsiți pe toate, ce o să-mi spuneți? Sigur o să spuneți, it's too good to be true. Știm lucrul ăsta. Este deja pentru noi o mândrie faptul că presa națională folosește expresia inventată de o fată plecată din Ciugut, stabilită în Cluj. Suntem mândri cu asta. Ciugut to be true. Dar să revenim la povestea noastră, da? Viața la țară. Aș vrea să vă provoc la un alt exercițiu de imaginație.
Și fiecare dintre noi, în momentul acesta, să închidem ochii și să ne privim neamul din care ne tragem. Să ne privim arborele nostru genealogic. Ce constatăm? Fiecare dintre noi, poate acum, poate în urmă cu 10 ani sau cu 50 de ani sau cu 100 de ani, avem părinți, avem bunici, avem străbunici care se trag de acolo, de la țară. Cu toate acestea, am ajuns de multe ori în țara noastră frumoasă să ne fie rușine să spunem că suntem de la țară. Cu toate acestea, avem copii, aceia puțini care mai sunt în mediul rural, să aștepte clipa în care se evadeze spre oraș, chiar dacă mai târziu regretă. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că în fiecare an în România 9 sate mor, 9 sate dispar, datorită fenomenului de îmbătrânire. Cauzele le știm cu toți. Pe agenda oricărui primar de comună din mediul rural stau aceleași probleme de rezolvat. Să-și ducă apă, canalizare, să reabilizeze școlile, dispensarul, să creeze locuri de muncă, să dezvolte și să facă viața să fiarbă în comunitatea lui. Dar se lovește de o mare problemă. Lipsa resurselor. Și în opinia mea, principalul vinovat că satele din România mor este statul, care se îndârjește de ani de zile să întoarcă spatele către satul românesc. Deși suntem oameni care trăim în mediul urban și oameni care trăim în mediul rural, cu toții căutăm cam același lucru. Cu toții căutăm aer curat, cu toții căutăm liniște, cu toții căutăm verde, mult, mult verde, poate chiar asortat un pic cu albastru senin al cerului, cu toții ne-am dori să simțim mirosul salcâmului înflorit sau primăvara al florilor de cireș, avem atâtea lucruri în comun. Și cu toate acestea, suntem obosiți, stresați, agitați. Cu toate acestea, suntem într-o continuă competiție. Cu cine? Cu noi înșine, cu vecinul, cu, eu știu, colegul de serviciu. Mereu și mereu căutăm servicii mai bune, căutăm să avem locuințe mai mari, mai spațioase, mai dotate, căutăm bani, căutăm faimă, căutăm locuri în care să ne distrăm. Așa este. Pe toate acestea, noi le căutăm. Și totuși, la Ciugud le avem pe toate. Cum am reușit? Simplu. Poate ar fi bine să vă spun așa o scurtă poveste. Visul meu a fost să mă fac medic primar. Nu mi-a ieșit prima, dar măcar mi-a ieșit a doua. În 92, eu nu sunt ciugudean, sunt adoptat, sunt măritat acolo. În 92 mi-am găsit consoarta vieții și m-am stabilit. Sunt din comuna vecină, din Daia, și așa cum îmi place să spun, am trecut dealul la Mândre și am rămas cucerit. În 92, după căsătorie, soția mea îmi spunea: dragul meu, trebuie să ne mutăm la oraș. Trebuie, dacă avem copii, să-i creștem la oraș. Păi de ce? Păi, într-adevăr, Ciugudul de atunci era un sat îmbătrânit, cu tineri puțin, fără dotări, fără speranță. Și așa cum eu îndrăznesc să cred în visele mele, i-am spus: nu, aici trebuie să vină viața de la oraș. Trebuie să avem puțină răbdare. La fel cum, apropo de ce ne arăta Edi, la Revoluție, cineva îmi spunea: fugi în Germania. Și am spus: nu, Germania trebuie să ajungă la noi. Și iată că Edi s-a întors în țară și este un exemplu. Și atunci am spus: nu, trebuie să avem răbdare. Și am avut răbdare, dar lucrurile mergeau tot mai prost, până când am zis cu un grup de prieteni, aveam atunci 32 de ani: noi trebuie să facem schimbarea în Ciugud. De noi depinde viitorul nostru. Și am candidat și am și câștigat. Spre, eu știu, dezamăgirea unora. Dar am ajuns la concluzia că am ajuns primar cu dorințe foarte mari. Nu știam nimic despre ce înseamnă administrație. Eu am fost asistent medical de urgență înainte de a ajunge primar. Vă dați seama cât de aproape sunt una de alta. Și atunci am găsit o comună săracă. Am zis: trebuie să investesc, dar n-aveam bani.
Și am găsit soluția. Am început să investesc în oameni. Și am adus alături de mine tineri, tineri frumoși, tineri inteligenți, cu care am crescut. Și am început după aceea cu tinerii aceștia să ne facem o strategie și să ne punem visele acolo. Și apoi să-i convingem pe toți locuitorii comunei să creadă în visele noastre și să viseze alături de noi. Totul suna foarte bine, dar când trebuia să punem visele în aplicare, trebuia să avem și bani. Și atunci am început să căutăm resursele și să vedem cum le exploatăm în așa fel încât resursele alea puține să devină pentru noi un motor financiar, să nu mai depindem de politic, de guverne, de consilii județene și să avem o independență a noastră, să ne putem dezvolta armonios. Și vă dau un singur exemplu. O pășune pe care în primul mandat cheltuiam 10.000 de euro ca să tăiem spinii pentru că nu mai erau animale, că au scăzut numărul lor, am luat-o cu riscul ca după aceea să dau cu subsemnatul pe la diverse instituții, am utilat-o cu utilități și am făcut o zonă industrială. Și de acolo acum încăsăm anual 1,5 milioane de euro. De acolo, acum avem 700 de locuri de muncă, nu doar pentru Ciucudeni. Avem motorul nostru financiar, mai avem probleme sociale. Și apoi ce a urmat? Suntem acum la vreo 27 de milioane de euro fonduri europene atrase, ceea ce reprezintă 8.500 de euro pe cap de locuitor. E mult, e puțin. Ce am făcut cu ei? La ora actuală, nicio localitate din Ciugud nu este lipsită de apă, nicio casă din Ciugud, iertați-mă, nu este lipsită de apă, de energie electrică, de gaze, de canalizare, de internet, de telefonie. Avem internet wireless și de bună viteză în toate satele pe stradă. Avem toate străzile asfaltate, avem școlile puse la punct, avem energia electrică pentru iluminat asigurată de o centrală eoliană, avem piste pentru bicicliști, avem dispensar uman, avem peste 30 de kilometri de drumuri de câmp asfaltate, care unesc trei comune, leagă trei comune, șapte sate, și pe traseul cărora au apărut vreo 15 ferme. Avem viață culturală și socială, avem un ansamblu folcloric, unde activează peste 150 de oameni de la cel de grădiniță până la 90 de ani. Avem o comună care în 2000, când am ajuns primar, avea 2600 de locuitori și acum avem 3200 de locuitori. Avem oameni fericiți. Și când vă spun asta, noi măsurăm în fiecare an satisfacția cetățeanului vis-a-vis de administrație. Și de mult, în comuna Ciugud, încrederea cetățeanului față de administrația de la Ciugud a depășit încrederea în biserică. Și să știți, părinte, că ciugudenii sunt credincioși la noi. Avem tineri din alte părți care își doresc să trăiască la noi în comună. Avem sate întinerite. Și acum, o să avem cel mai modern teren de golf din țară și probabil din Europa, așa că vă invităm de la toamnă încolo. Așa că vă invit iarăși la un exercițiu de imaginație să vă întreb dacă v-ați mai dori sau vă doriți acum să vă mutați la Ciugud. Vi se pare acum, când spunem de Ciugud, că e too good to be true? Că Ciugud to be true este mult prea mult? Dacă nu credeți, eu v-aș invita să veniți la noi în comună să vedeți pe viu. Și revenind de la ce am plecat, la rețeta administrativă prin care putem face viața la țară ca afară. Păi, în opinia mea, principalele ingrediente sunt următoarele. Cred că avem nevoie de o comunitate încrezătoare, harnică, hotărâtă, la care să adăugăm puțină viziune și peste care să punem multă, multă muncă, mult profesionalism, multă stăvință și încredere. Și totuși, principalul ingredient este continuitatea. Trebuie să continuăm, să avem încredere în noi, să avem viziune, să visăm și să visăm frumos, să-i facem pe cei din jurul nostru să viseze alături de noi, să-i facem să creadă că visele noastre pot fi realitate, în așa fel încât și mâine, și peste 10 zile, și peste 10 ani, oamenii să spună Ciugud to be true. Și poate că nu aveți
timp să veniți la Ciugud în viitorul apropiat și am ținut să vă aduc Ciugudul aici, să vă conving printr-un scurt filmuleț că viața la țară poate fi ca afară. Vă mulțumesc, filmulețul maestru. Da, vă mulțumesc!